Astăzi, pentru fiecare gol pe care îl voi marca, voi deschide un pachet la FIFA 22. Ideea este simplă, voi juca 3 meciuri și la fiecare gol pe care îl voi marca, voi deschide un pachet. Cu cât voi da mai multe goluri, cu atât pachetele vor deveni din ce în ce mai bune. O să începem cu 75 plus rated player și putem să ajungem chiar și la un 85 plus ori 10, frate. Cam așa arată echipa cu care voi juca în clipul de astăzi. Hai să-i dăm drumul. Mamă, l-are pe Zidane ăsta, pe Carlos Alberto, Bellingham, Modric, Dybala, I need one win. Păi și mie cam trebuie, vărule. Da, Fekir? Penalti, penalti! No, mă, nu mi-a dat penalti, nu cred. Mamă, 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 bine, Courtois! Wow. Da, și mi-au eu gol, se pare. Ok, mi-au eu gol, se pare. Nu știu câte o să dau în meciul ăsta, sperăm că dăm și noi măcar unul sau două. Nu contează câte primesc, contează câte dau, frate. Ok, Zaha, Zaha trece bine, Zaha marchează 1-1 acolo, ceea ce înseamnă că o să deschidem un pachet fix acum. Ok, și începem cu un 75 plus rated player. Hai să vedem ce pică din pachetul acesta. Nu am foarte multe așteptări, dar cum am zis, treptat o să fie lucrurile mult mai bune. Primul pachet, vreau ceva forță, vreau ceva forță, hai cu ceva forță acolo și... Hai, un team of the season, un ceva. Hai că team of the season, dacă e Messi, dacă e argentinian. Primul jucător care pică în clipul de astăzi este Martinez, destul de slăbuț, însă la următorul pachet am pretenții mai mari. Da, Pedri? Da, frumos! Și Zaha? Bine, Zaha, 2-1, Zaha face 2-1, forță rău de tot Zaha, mult prea bun Zaha, reușește dubla și hai să deschidem următorul pachet. Pentru cel de-al doilea gol am upgradat pachetul, avem un Jumbo Premium Golpe cu 24 de iteme, 7 rare, ceea ce înseamnă că avem o șansă să pice un jucător mai bun. Hai să vedem la al doilea pachet ce jucător ne pică, sperăm la un 82+. Și hai să vedem, nu e 82+, din nou este rar, portughez, right wing back este Semedo. Este totuși mai bun decât jucătorul care a picat mai devreme. Vine Nelson Semedo alături de alți jucători probabil, alături de Bruma cu zăpadă cu astea și în rest nimic interesant, cam acesta este pachetul. Între timp a ieșit și oponentul, ceea ce înseamnă că mai avem doar două meciuri la dispoziție. Ce echipă are oponentul ăsta, păi e prea bună echipa oponentului ăsta, cu Neymar, cu Benzema, cu Gareth Bale. Bă, dacă îi dau un gol, eu zic că e bine. Ce Canales aici trece, excelent, aproape, bă, n-am apucat să șutez. Ce aici Canales, mamă, m-a rupt, ești nebun. A plecat Fekir, pasa nu cred că era. Da, e la cura acolo totuși, Zaha pasă bună la Canales, Canales oprește, Canales și da mă, da, gol acolo, Fekir, Fekir marchează, se face 1-0 și vom deschide încă un pachet. Al treilea pachet va fi un pack cu coins, vom deschide un premium gold players pack, avem 210 jucători, 3 rari și avem garantat 80 plus rated player din pachetul ăsta, așa că hai să vedem ce ne pică din acest pachet, pachetul numărul 3. Sperăm că avem destul de mult noroc. A few inches later. Și avem destul de mult noroc pentru că vine cine e ăsta? Ok, vine Paie aici, frate. 90 Paie vine din pachetul ăsta cu dansul ăla lui nebun. Vine Bănel Nicoliță. Teoretic cred că am făcut profit din acest pachet. Poate mai avem ceva în spate? Nu mai avem nimic în spate. Nu știu cât costă Paie, văd că e undeva la 15.000, nu prea am făcut profit, însă măcar avem un jucător de 90 pe care l-am primit. Nu așteptam să dea așa bine din pachetul ăsta. Ce a plecat acolo Rodri foarte bine, lovitură de cap, cam slăbuță. Fekir are spațiu, Fekir trece, excelent, Fekir poate marca, Fekir marchează 2-0. Încă un pachet băieți acolo, încă un pachet pe care îl vom deschide. Pentru pachetul numărul 4 avem un 82+. Cum se numește ăsta? 82 plus player pick, frate, avem 3 jucători 82+, teoretic cred că e mai bun decât premium gold player spec, însă depinde și ce noroc avem. Putem să bindem 3 jucători de 82 și cam asta a fost. Hai să vedem al patrulea pachet cât de bun este și, haide! Bă, l-am prins pe Chiellini, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, având în vedere că e un pachet pe care l-am primit gratis de la obiective, cred că este ok, îl primim aici pe Squidward, frate, din SpongeBob. Nu e chiar așa rău, însă se putea și mai bine. Da, și se pare că și oponentul ăsta este din... Doar două pachete am deschis după meciul ăsta. Mai avem un singur meci rămas. Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem care este ultimul oponent. Ok, are o echipă cu Benzema 94, Okocha, Dempsey, Kunde. O echipă decentă, totuși mai slabă decât cele de mai devreme. Sperăm că o să-i dăm cât mai multe goluri posibile și sperăm că nu dă rage quit. Ok,
Ok, Fekir aici trece bine. Fekir, excelent Fekir. Nu știu cum arată din poziția asta. Nu pot să-mi explic cum arată din poziția aia. Deci e mai greu să ratezi decât să dai gol de acolo. Ok, Zaha aici. Zaha, Zaha, Zaha. Trebuie să marcheze, însă ratează acolo Zaha. De fapt n-a ratat, a scos-o portarul. Zaha încă o dată. Zaha o braziliană superb. Bă, dăm penalti vere. Superb, superb, Ansu Fati, Ansu Fati marchează, se face 1-0, da mă, da, încă un pachet pe care îl vom deschide. Pentru pachetul numărul 5 avem aici un SBC destul de interesant, 86 plus player pick, 4 jucători 86 plus. Eu zic că e forța pachetul ăsta pentru al 5-lea gol, așa că hai să vedem ce pică din pachetul ăsta. O să facem SBC-ul și revenim. Am stat ceva să completez SBC-ul, însă eu zic că a meritat. Avem player pick-ul cu jucători de 86 plus, sper măcar la un 90 din ăștia 4 jucători. Eu zic că avem șanse destul de mari să pice. Poate avem noroc și la ceva mai bun, cine știe. Habar n-am. Hai să vedem, frate. Și hai cu ceva fort. Bu! 99 Ronaldo, băie, jucător de cât e, mă, că nici nu știu, 10 milioane. Mamă, ești nebun? 99 Ronaldo. 99 Ronaldo. Bă! Vine 99 Ronaldo, nu cred, ești nebun? Mamă, nu se poate așa ceva. Îmi trebuie rămâna, ești nebun? Știu că suntem în august și na, e sfârșit de joc, dar totuși e 99 Ronaldo, frate. N-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva, nu se poate ceva mai bun de cât atât. Hai să vedem prețul. 5 milioane, ești nebun? Vine 99 Ronaldo, băieți. S-a terminat cu asta. Și am continuat meciul. Ei, Zaha se duce. Ei, Zaha șutează. Zaha marchează. Se face 2-0. Deschidem încă un pachet. Dar oponentul dă reșcuit de 3 ori. 2-0. Parcă zici că joc același meci. Efectiv sunt într-o transă de asta nebună în care câștig numai cu 2-0. Pentru ultimul pack vom deschide un 85 plus ori 10 upgrade, 10 jucători 85 plus. Totuși nu cred că are cum să pice mai bine decât Ronaldo la forță. N-avem șanse să pice mai bine, însă încercăm, frate. Și să vrea să deschidem pachetul cu 10 jucători 85 plus. Cum ar fi să pice și Messi acum? Deci n-are cum să pice. Sunteți gata? Ultimul pachet din clipul de astăzi. Și hai să vedem. Pesim că nu o să fie cine știe ce. Haide, ok, Team of the season, Uruguay. Cred că e Suarez, nu e Suarez, e Nunes, frate, noul jucător al celor de la Liverpool. Și-a dat autograf aici pe defending, care are 53 defending, că e cel mai slab stat al acestuia. Bă, nu e rău, însă se putea mai bine. 94 VR, vine și Gnabry. Cordoba, nu știu cât e Cordoba, dar e forță și Cordoba aici, 97 Cordoba. Și cam aceștia sunt jucătorii care au picat. Mai vine și Insigne, vine și Henderson, Gnabry, Timber, Ferran Torres, Odegaard, Jordi Alba și Schmeichel, nu sunt cine știe ce. Zic eu că a fost un clip destul de interesant. Nu uitați de like acolo. Hai cu 3000 de like-uri pentru Ronaldo 99. Ăsta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați acolo, număr cât mai mare. Eu am fost Gianni, Rotu, 100.000 de abonați. V-am pupat.